200 de români din 15 localități din Episcopia Covaznei și Harghitei au venit astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală pentru a aduce un dar de suflet, o troiță. Manifestările au început cu un parastas oficiat pentru poetul Mihai Eminescu. Pe 15 iunie se vor împlini 128 de ani de la trecerea sa la Domnul. Însuți prea bunule împărate, prin noi smeriții și nevrednicii slujitorii tăi, iartă adormitului robului tău, Mihai Eminescu, poetul nostru național, orice a greșit ca un om în această viață, și iartă lui, toate câte a păcătuit, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. El, steaua ce a răsărit din miezul sfânt al lui Gerar, se uită peste vrem grăbit, semeț atent și temerar. El, voievodul poeziei, luceafărul nestins și neuitat, privește peste vata la României tărâmul sfânt și binecuvântat. Apoi a urmat sfințirea troiței, care a fost amplasată în curtea bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Caută cu milostivire spre acest semn al crucii, spre această sfântă cruce, pe care credincioșii robii tăi din osârdie și din credință tare și din dragostea către tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării și mântuirii noastre. Sfințește crucea aceasta prin harul Sfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În acest loc binecuvântat, în kilometrul zero al sufletelor noastre, pentru a arăta că noi, românii din Covasna și Harghita, ne iubim patria, ne iubim neamul, venim dintr-o zonă a țării unde unii spun că nu mai suntem, ori iată, prin demnitatea portului nostru, prin tradițiile noastre populare pe care le păstrăm cu sfințenie, am venit să arătăm țării că noi suntem străjeri, așa cum și înaintașii noștri, oierii, ciobanii de altă dată și cei de astăzi și nu numai, au păzit cu sfințenie țara noastră, limba noastră românească și credința noastră ortodoxă strămoșească. Mulțumim bunului Dumnezeu că a rânduit ca această zi să fie luminată de soarele cel de sus, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și de soarele zidit de El, care strălucește atât de lin și de frumos aici, în inima Bucureștilor, unde, iată, ați venit atâtea suflete de români purtătoare de credință strămoșească pentru a aduce darul acesta de suflet, cinstita și sfânta cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar de asemenea de a duce candele din inimile frăților voastre pentru a le pune la acest altar voievodal de la kilometru zero al României, de aici, de la Biserica Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu. Românii din județele Covasna și Harghita au venit îmbrăcați în costume populare și cu steaguri în mâini. Pentru mine, și sper că nu numai pentru mine, această zi poate să fie o zi istorică. Zi în care 200 de români din Covasna și Harghita au venit din inima țării, în capitala României, să spună tuturor că ei sunt 100.000 acolo și că au 20 de milioane de frați și surori în toată țara. Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că ați putut sculpta această cruce? O mare onoare, o mare onoare. O mare onoare și totodată primicimea mea, o mare minune că a reușit un om ca mine atât de mic să aducă o cruce la această biserică voievodală a Sfinților Martiri Brâncoveni. Ce mesaj ați vrut să transmiteți prin aducerea acestei troițe aici? Mesajul nostru de, în primul rând, de români. Acolo în Sfântul Gheorghe, în Covasna, în Harghita, deci lumea să știe că existăm, așa cum spunea și părintele Sebastian, chiar dacă se spune că nu suntem,
suntem. Sau chiar dacă unii cred că suntem mai puțini, atâți că suntem, dar existăm și ne ducem tradițiile, portul, obiceiurile mai departe. Și dorim o conviețuire plăcută, frumoasă cu cei cu care trăim zilnic acolo. Nu am vrut altceva decât să aducem un mesaj de bucurie pentru românii din Covasna și Harghita și pentru cei din capitala noastră, din capitala României. La final, credincioșii au intrat în Sfântul Locaș și s-au închinat la moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu și la mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae.